O etalare a eleganței, a grației feminine, un univers al luminii și al transparenței, al contrastelor cromatice și emoționale, ne aduce la Galeria Simeza un artist plastic ce și-a asociat numele cu balerinele, simbolul sensibilității și frumuseții feminine, Cornel Ionescu. Am lucrări din perioada mai gri a mea, perioada în care roșu mi-a fost prietenă, lucrări din perioada cu galben și am făcut o mică selecție, o mică panotare încât să armonizeze întru totul. Am venit și câteva naturstatice ca să întregească compozițional toată expoziția. Cu o consecvență impresionantă, dar și cu împrospătarea tematicii, Cornel Ionescu subliniază plastic ideea grației și prin asocierea feminității cu elemente definite de aceleași atribute. Personajele mele nu sunt singure, ele sunt conjurate de obiecte, obiecte pe care le găsești în natura statică. Am urmărit, ca de obicei, grația feminină. Compoziții ample, atât ca dimensiuni, cât și ca reprezentare, ne provoacă să surprindem sensibilitatea, atât a sa ca artist, cât și a tematicii, a femeii care se lasă descoperită mereu cu alte valențe. E o temă pe care tot timpul am dezvoltat-o și mi se pare un izvor pe care poți să-l dezvolți. Și încă nu m-am plictisit, încă îl dezvolt. O lume a grației și a eleganței vă așteaptă la Galeria Simeza până la finalul săptămânii.